cu trecerea timpului ne-am obișnuit să le punem copiilor în brațe un tank de cărți și să considerăm că suntem părinți minunați. Mai nou, nici acest lucru nu se mai întâmplă. Calculatorul a înlocuit aproape tot ce mișcă. Nostalgici ai unor vremuri apuse, am hotărât să adăugăm și de această dată, în bocceluța cu amintiri, încă o nestemată din lada de zestre a bunicilor. Pe cărări bătute de timp și oameni am pornit stângaci, dar hotărâți, să aflăm povestea unei pălării. Pălărierul nostru nu e ca cel din lecturile copilăriei, dar senzația de Alice în Țara Minunilor ne-a stăpânit tot timpul. Pălăriile sunt și ele o societate și încă una bine organizată. De la vlădică la opincă, tot românul a avut și încă mai are o pălărie. Povestea pălăriilor românești tradiționale însă nimeni nu o știe și nu o spune mai bine decât Virgil Ilieș și Radu Ilieș de Dârlat. De-a lungul timpului, toți cei care au vrut să știe cum a evoluat pălăria de la simplu accesoriu vestimentar la rangul de pălărie domnească, au fost fermecați de Virgil Ilieș de Dârlat din Seliște. Meșterul pălărier Virgil Ilieș a ridicat realizarea pălăriilor la nivel de artă, iar înțelegerea deplină a diferitelor etape socio-istorice și economice prin care a trecut poporul român a evidențiat în ființa lui calități de lider. În 1992 a reînființat Reuniunea Meseriașilor din Seliște, iar pentru o vreme i-a fost chiar președinte. Pălăriile sale au ajuns pe capetele unor oameni considerați la un moment dat mai mari zilei. Ion Iliescu, Teodor Meleșcanu sunt doar doi dintre cei care au primit prețiosul dar al strădaniei pălărierului din Sibiu. Din atelierele de la Seliște sau Galeș, în vitrina de muzeu din Lyon sau în catalogul Uniunii Europene, pălăriile ce poartă semnătura lui Virgil Ilieș de Dârlat au scris povestea unei vieți împlinite. Iar cea mai mare realizare este mândria care strălucește în ochii bătrânului tată, care privește la fiul ce a pus stăpânire pe atelier. Cu aceeași pasiune și pricepere, dublate de forța și avântul tinereții, fiul Radu Ilieș urmează firul tradiției întemeiate de moșul său, Ion de Dârlat, cu 3 generații în urmă. Meșteșugul deprins de la tată a fost perfecționat de fiu în fabrica de la Timișoara, unde a învățat tehnici noi. De la pălăria tradițională la cea de cowboy, fiecare pălărie răpește o fărâmă din sufletele celor doi artiști pălărieri, tată și fiu. Satisfacția și împlinirea supremă vin însă de la micul Clop, mândria meșterilor și aloierilor, purtat de ambii cu orgoliu și distinție nobiliară. Clopul se naște Clop, iar facerea lui durează cam 10 zile, fiind luat în mână de aproape 60 de ori. Deci aici este prima fază a pălăriei ciubănești. Această fază se numește platat, adică se dă forma inițială, fără apret, fără nimic, pentru a fi vopsită. Ele se vopsesc pe calapod, fiindcă țăranii noștri, dacă nu văd că este albă înăuntru, nefiind albă înăuntru, zice că este o pălărie veche. Pe el îi interesează să fie albă înăuntru. Acest calapod nu-i dă voie la vopsea să pătrundă în interiorul pălăriei, numai în exterior și pe bord. Și se face în felul următor. Se platează. După ce se platează, se leagă cu această sfoară. Se bate sfoara până jos. Pe diferite mărimi. Începând de la mărimea cea mai mică și ne ducem până la mărimea cea mai mare. Adică, mărimile pornesc de la mărimea 50 și ajungem până la 60-62 mărimea, în care se vopsește pe calapod. Intră în cazan, cazanul fiind mult mai mare, nu l-am aici lângă mine, sunt 40-50 de pălării odată
intrate în cazanul de vopsire. Circa cam 2 ore se vopsesc. Se scot de la vopsit, se bagă în apă rece, se fixează pentru a nu curge vopseaua de pe pălărie. După ce l-am clătit din apă rece, se scoate, se desface sfoara și se pune la uscare. A fi după aceea prelucrată într-o singură formă, cu apret. Așa, în acest fel, este vopsit. Adică a fost la uscat după ce a fost vopsită. Se lustruiește pe mașina de lustruit pentru a sări praful de pe ea și a sări dacă mai are rezidul. Adică lână și așa mai departe, praf, cum el este la întins, pe scânduri. Și se curăță pe mașina de lustruit. Se întoarce și pe partea aceasta altă, unde este albă, v-am explicat de la început. Și acum se apretează cu o pensulă, se dă până la un anumit bor, din care, după ce este apretat, se stoarce în mână, pe placă, pentru a pătrunde apretul în interiorul pălăriei. După ce el este foarte încins, cam 60 de grade, 65 de grade, este apretul. Arde. A intrat apretul, dar n-are voie să îmi iese în exteriorul pălăriei. Se șterge cu o perie să nu rămână murdar pe bor. După ce s-a șters totul, se pune pe un grătar în care să nu ajungă pălăria în apret. O să vă arăt pe un cazan. Pe acest cazan este o ramă făcută în care se pune pălăria unde nu mai este abur. Este apa care este bine încinsă și după aceea se platează pe calapod. Se platează pe calapod. În care se dă diferite mărimi. Adică eu mă uit propriu-zis după acest band. Această sfoară se numește band, unde este nevopsit. La diferite mărimi. Mă uit de la bun început, că dacă ea se răcește, eu nu mai apuc de a o aplata. Deci s-a format ochiul și mă uit. Să zic aici, pe acesta fac mărimea 50, pe celălalt fac mărimea 59. Depinde cum a fost trasă la vopsit. După ce s-a platat, se pune iarăși la uscat și ajunge în forma aceasta. În final. Ea este tare. Acesta este neapretat, acesta este apretat. Este dur. După ce s-a apretat, se pune iarăși la uscat. După ce s-a uscat, iarăși se pune la lustruit, pe mașina de lustruit. L-am lustruit în final și mă duc la presă. La presă se bagă la 60 de grade, deci este o matriță de aluminiu în care vine un coș de cauciuc
intră în interiorul pălăriei și îl împinge în matriță. Acolo este propriu zis călcarea pălăriei. După ce s-a presat, se taie borurile pe diferite mărimi. Să zicem, această pălărie o lăsăm de 6 cm. Cealaltă o putem lăsa de 3. Majoritatea celor mari sunt pălările săsești, propriu zis, la ora actuală, sau și nu mai prea sunt la noi în țară. S-au dus majoritatea dincolo și au rămas cortorarii care și țiganii au luat portul lor tradițional și se fac cam la 15-20 de centimetri. Deci borurile destul de mari. Boruri mari. Cele ciobănești nu. Se fac de 2, de 3, de 4. Cam în forma aceasta. După ce s-a tăiat borul, se pune mușamaua în interiorul pălăriei. Și după aceea mergem pe mașina de pielit. Se pielește pielea. După ce s-a pielit pielea în interiorul pălăriei, o tivim pe margine. După ce s-a tivit pe margine, mergem iarăși la mașina de curățat pentru a fi pusă pamblica. Această pamblică se coase de jur împrejur. Aici. Și după aceea se pune bentița. S-a terminat această bentiță. Se așează căptușala în interiorul pălăriei, în care vine cusută, de jur împrejur. După ce s-a cusut căptușala în interior la pălărie, se așează pamblica, se coasă la spate, cu mâna, manual. Se îndoaie pamblica și se coasă. Pur și simplu. S-a cusut pamblica, iarăși venim la mașina de curățat și îi dăm fața pălăriei, adică lustruirea, pentru a fi comercializată. În zilele noastre, oamenii preferă un stil de viață modern, caracterizat în mare măsură de tendința evidentă de globalizare și un spirit comod și funcțional. Radu Ilieș duce mai departe însă un meșteșug care încearcă să oprească pierderea a trei valori primordiale care definesc identitatea românilor ca nație: limba, portul și obiceiurile tradiționale. Purtată de ciobani, domni, dar și de țiganii care, slugi fiind la sași, au preluat modelul adaptându-l stilului lor, pălăria a rămas singura purtătoare a autenticității costumului tradițional românesc. Virgil Ilieș de Dârlat a recalificat din 1992 peste 100 de oameni în diferite meserii, dar în familie Radu Ilieș duce mai departe meșteșugul făuritului de pălării și parcurge multiplele etape ale realizării acesteia cu dexteritate, dar și cu dragostea pentru darul primit, pentru că aici meseria este încă brățară de aur. Cele două forme ale pălăriei, deci acest calapot, acest rastă. Și sunt diferite. Una este cu pamblică, una este cu garnitura proprie simplă, una este cu garnitura proprie și cu jmur, una este cu garnitura proprie și tivită. Fiecare se lucrează în felul ei. Cea cu pamblică. Se face pamblica, se face bendița. Aceasta se face garnitura simplă, se coase la mașină pe zigzag și se pune paftaua.
plus că vine cusută la mașina pe drept. Cealaltă se pune garnitura proprie, se coasă și paftaua, intră în interior și vine șnurul cusut de jur împrejur la pălărie. Cealaltă vine tivită garnitura de jur împrejur și paftaua se taie și după aceea se coasă. Deci fiecare este în felul ei, tot așa se lucrează, pe cele două calapoare. Dar sunt diferite. Pălăria este destul de înaltă și n-ai cum să-l așa propriu-zis. Uitați, în această formă, vedeți dumneavoastră? Deci este cam un centimetru jumate, doi. Și după aceea se pune pe abur, ca să se moaie mai pereții la pălărie și se dă formă diferită pe care o vrei să o preia. Cloșul propriu-zis. Totodată mă ajută când așez căpușala în interior la pălărie. După aceea o pun, de exemplu, când este în teancuri, când le cos pe margine la pălărie. Când vine iarăși pălăria, aici vine încheiată de două ori. Sunt multe faze, foarte multe. Aliniate ca în rastel, pălăriile stau pe rafturi așteptând răbdătoare să-și cunoască stăpânii dornici nu doar să le poarte, ci poate chiar să le învețe povestea. Această pălărie este pălăria ciobănească veche, adică acest pălărie este pălăria tradițională românească. La ora actuală se mai poartă la Gura Râului, Orlat, Valea Hârtibaciului și așa mai departe. Numai pe Valea Hârtibaciului se pune niște ciucuri de jur împrejur la pălărie. La Gura Râului nu. Este așa, sub forma aceasta. La noi, la Săliște, s-au emancipat oamenii și au schimbat forma. Poenarii, tlișcanii și-au luat această formă. Mai târziu a scos cineva acest model mai înalt, adică de 11-12 cm la înălțimea la pălărie. Și se poartă poiana, jina, cât mai mici ca dimensiune, mărimea 0, așa o numim noi, adică 49-50 cm. De stă numai pe vârful capului, sub forma aceasta, cum stă într-un singur fel. Majoritatea zice că cum stă, cum se așează. Se dă părul după pălărie, nu pălăria după cap. Adică, dacă o să stau mult cu ea în cap, o să facă formă de jur împrejur. Și se face ca o ventuză. Uitați-vă până și dumneavoastră ca să vă dați seama. Nu vă stric freza, nicio problemă. Și o să o simțiți în cap că se face ca o ventuză dacă o așezați. Eu nu am fost pe care. Dar o simțiți, nu? Și povestea se scrie cu trudă, într-un atelier cu mașini și unelte vechi de peste 100 de ani. De exemplu, acesta este un aparat de tăia bol, pe diferite mărimi. Deci începe de la o jumătate de centimetru și așa merge mai departe, la un centimetru, pe diferite mărimi. Propriu-zis se poate face și manual cu mașina. Este un motor cu distanție, cu regle și atâta tot. Și tai pe, la un centimetru, mai departe, dacă vrei, iarăși schimbă aparatul tot mai mare. La asta, nu. Ai pus-o și văd. Aici este de jumătate, dacă vreau, și dau drumul și l-am tăiat. În partea asta l-am tăiat, iarăși plec, nu mai trebuie să tot schimb aparat, nu mă schimb cuțetul. Asta este un aparat. Celălalt este un ștampăl, așa se numește. Este pentru bătut sfoara. Se leagă pălăria. Acum nu este apă caldă pe ea. Nu este băgată, este uscată. Dar o să vă arăt când este apă fierbinte și se bagă la vopsire. Se pune așa. Și se bate cu ea.
Acesta este un ștam. O să vă arăt și un ștrum care este de călcat. Ștrumel, ca un fier de călcat. Și cu acesta se îndreaptă borurile. Asta este ștrum. Și cu sculele acestea se lucrează. Restul sunt mâinile. Ăsta este plugul de aur, care din mâini se scoate tot, majoritatea pălăriilor. Scule sunt prea puțin. Restul se lucrează totul manual. Pălăria este destul de înaltă și n-ai cum să-l așa propriu-zis. Uitați, în această formă, cu vezi noastră. Deci este cam un centimetru jumate, doi. După aceea se pune pe avul, ca să se moaie mai pereții la pălărie și se dă formă diferită pe care o vrei să o preia. Cloșul propriu zis. Totodată mă ajută când așez căpușala în interior la pălărie. După aceea o pun, de exemplu, când este în teancuri, când le cos pe margine la pălărie. Când vine iarăși pălăria, aici vine încheiată de două ori. Sunt multe faze, foarte multe. Am plecat din atelierul meșterilor pălărieri mai bogați cu o poveste, cea a unui meșteșug menit să ducă alături de altele la păstrarea identității noastre ca neam în contextul internațional actual și mai conștienți de un adevăr. Tradiția e cartea de identitate a unui popor și dacă dispare ea, ne stingem. Așa spune Virgil Ilieș de Dârlat și nimic nu-l contrazice. Acesta a fost popasul nostru în lumea pălăriilor. La Gale și-am făcut cunoștință cu maestrii care știu de veacuri, care sunt acele trucuri care fac ca pălăria să fie mai mult decât un obiect vestimentar, să fie acel ceva care ne face viața mai frumoasă. Dincolo de faptul că este totuși un obiect vestimentar, are diferite utilități. N-am să fac acum o trecere în revistă a ceea ce înseamnă pălărie, pentru că, în mod sigur, deja, după această plimbare la Galeș, ați aflat toate detaliile necesare. Ceea ce vreau eu să vă mai spun este că merită să veniți aici, să cunoașteți această lume minunată a pălăriilor, pentru a înțelege că meșteșugurile românești trebuie apreciate, meșterii români trebuie sprijiniți, iar noi ar fi bine să poposim mai des în atelierele lor pentru a le oferi strădaniei pe care o depun aprecierea noastră. Iar prin achiziționarea de astfel de produse putem face ca viața noastră să fie mai colorată, în primul rând, dar mai ales să încercăm să oferim valoare, dincolo de chiciul de zi cu zi, să alegem lucruri de valoare. Iar una dintre valorile românilor este dintotdeauna tradiția, dragilor. Astăzi ne-am luat răgazul necesar să înțelegem câteva din motivele pentru care apa este foarte importantă pentru noi și am făcut și o plimbare în Ardeal pentru a cunoaște meșterii pălărierii, cărora și noi ar trebui să le dăm mai multă importanță. În general, ar trebui să ne bucurăm mai mult pentru ceea ce avem, pentru tradițiile noastre și să apreciem creațiile meșterilor noștri populari, cumpărând produsele lor. Atât pentru astăzi, dragilor, eu sunt Marinela Mihai și voi reveni săptămâna viitoare cu același îndemn de a nu uita că tot ce ne înconjoară ne privește. Numai bine!